Hello și bine am găsit un nou episod de acest minunat canal. Astăzi vom juca un joculeț foarte special cu pisică extrem de rotunjoară și drăguță, care seamănă foarte mult cu Sushi Cat. Și vreau să vă zic o chestie, mărturisesc, îmi hrănesc motanul atât de mult încât cred că o să ajungă ca și pisica asta foarte rotunjoară. Dar trecă peste chestia asta care, deși ar trebui să fie rea, cumva sună adorabil din cauza melodiei de pe fundal, dar naiba. Melodie, taci, te rog, nu mai fă ca tot ce spun eu acum să fie adorabil. E prea drăguță mânia. Anyway, revenim la jocul nostru. Acum ceva timp aici era o pisică care era foarte albastră și foarte rotundă. Numele lui era Mr. Whiskers, domnul mustăcioară. Domnului mustăcioară îi plăceau prietenii și distracția, dar cel mai mult iubea mâncarea. Wow! Oh! Mâncarea lui preferată erau dumplingurile fierbinți și tandre, făcute de persoana specială, de talentatul domnul Cho. Dar într-o zi... Dar într-o zi, Mr. Whiskers, am iunat la ușă, dar... Magazinul domnului Cho nu s-a deschis. Și acum mi-a tras de mirosul unei chestii din alea. Și acum cred că e pierdut forever într-o pădure. O să vezi că lumea asta nu e atât de spăimântătoare. Dar lumea asta de fapt e spăimântătoare. Lumea lui e foarte drăguță. Și așa a început... tot. Ok. Home sweet home. Ok. Trebuie să colectez 5 dumplinguri. Dumplingurile, apropo, sunt un fel de... Știi cum se fac la noi colțunașii? Dacă ați mâncat vreodată, doamne, trebuie neapărat să mâncați. Ador. Colțunașii sunt făcuți dintr-un aluat care se pune la fier. Dar înainte de a face chestia asta, întinzi bine bine pe masă și pui brânzică cu zahăr în el. Bine, poți să-i faci și sărați, dar mie îmi plac cu puțin zahăr și cu unt. Doamne, sunt bestiale, ar trebui să încercați. Deci, efectiv, faceți aluatul cu prânzica respectivă și băgați în apă clocotită și așteptați ceva timp până să se fiarbă și apoi scoateți și băgați într-o oală care are unt și puneți unt pe deasupra, sunt bestiali. Bun, trebuie să colectezi 50 de insecte și să termin în 5 minute. Ce trebuie să fac? Ok. Hello, domnule mustăcioară. Ca să mă rotez, trebuie să apăs pe A și D. Space ca să sar. Ok. Oh, nice. Wee! Oh, prr, prr. Yay! Wee! Doamne, zici că sunt într-un stomacel. Ok. Ok. Oh, trebuie să mănânc dumplinguri din alea ca să-l fac pe domnul mustăcioară să crească. Să se facă pisica mare. Pisica mare, pisica mare. Ui! Oh, ok. Wow! Oh, nu. Stai că avem nevoie de insectele alea, nu? Așa, hai că ne întoarcem, așa. Și acum mergem mai departe și sărim. Stai. N-a funcționat, trebuie să sar pe ea. Ok. Stai, dar cum reușit înainte și acum nu mai pot. Alelea! Ui! Ok, stai, facem altfel. Aha, așa, perfect, am reușit. Pot să fac poze amuzante cu butonul de P, ok. Check out a catstragram later. Ok. Catstragram! Ok, asta e foarte adorabil. Doamne, asta e de sweet. Dar de ce nu pot să mai întorc asta? Deci ăla e maximum? Ok. Ce drăguț! Mamă, dar ce mare mă fac! Nu vine să cred. Înapoi! Așa.
Trebuie să mâncăm da plin gola ca să ne facem foarte mari și voioși și drăguți și... Apropo, eu nu v-am zis o chestie, vă rog frumos să apăsați pe butonul de like de mai jos, m-am pisica să o fac o baie acum. Și de asemenea să nu uitați să vă abonați cu clopoțel, pentru că asta contează foarte mult în viață. Să te abonezi, dați ochii. Bună, îl caut pe domnul Cho. El face cele mai bune dumpling-uri din lume. Dar a dispărut. L-ai văzut cumva? Oh. Ok, so iepurașul ăsta își făcea reclamă la mâncarea lui. Voia să-i mănânc mâncarea lui. Wow, chestia pare dureroasă. Dumpling, dumpling, dumpling. Ia mie, ia mie. Yes, 5 dumplinguri. Yay. Ok. Ok, am înțeles. Am terminat! Oh, doamne, atât de adorabil! Oh, doamne, doamne! Deci, toarce! Toarce! Băi! Ce drăguț! De ce e atât de drăguț? De ce e așa drăguț? Deci până și imaginea aia în care stătea pe toaletă cu ziarul mână și curtege încă lângă el tău, mi se părea drăguță, doamne. Cats, tiny cat, oh, from Wonderland, ok. Ok, o să selectez pe ăsta. Că suntem mai speciali, știi, și... Așa. Ta 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 ta. Nu, dumpling. Vreau dumplingul ăla. Doamne, nu mi-o să crede, ce atât de greu. Doamne. De ce era mă de prome, dar nu vrea să ia dumplingul, de ce trece fix pe lângă? Frate, deci primul nivel a fost așa ușor. Uite, se duce fix pe lângă. Deci cum spuneam, primul nivel a fost atât de ușor și nicio problemă, toate bune și frumoase. Iar acum face mie probleme, ca de ce nu? Yes! Am reușit! Mama, am reușit, ok. Ia să vedem ce e asta. Ok, ok. Ăștia îmi pot fura dumplingurile. Ok, sunt netrebnice, îmi fură dumplingurile. Filor, n-amul lor de raz. Cum să-mi fure mie dumplingurile? Sunt niște nesimțiți să-și facă singuri. Să-și facă singuri nesimțiți ăia. Așa, bun. Ok, așa. Așa, e bine. Perfect. Și acum mergem sus. Luăm... Atea, stai le și mănâncă? Nu mă atinge, nu mă atinge! Mamă! Ok, ok. Ok. Inamicul ăsta nu poate fi... dumplingul meu! Brătanie, vrei să-mi fur mie dumplingul? What the fuck? Nu veni la mine, nu veni la mine, scârboșenie, nu. Gata, am scăpat de el. Vai, dar câte dumpling-uri mai am. Aoleo, ok. Lasă-mă. Dispar de aici. Nu te vreau. Deci ai auzit pisicuța cum făcea, făcea mrrrrge, n-a venit la mine, nu îndrăzni. Ai, dumplingul meu! Wow! So, practic, eu puteam să îl lovesc? Ok. Și trebuie să mă duc jos pe aici. What the fuck? Am rămas păcată? Sper că nu. Hei, înțeleg că sunt o pisicuță foarte grasă, dar totuși. Ok. Dar de ce? Dar de ce te-ai dus tu fix acolo ca să vezi tu cum e să te lovească? Ok. Vână, îl caut pe domnul Ciocio. Ți-a făcut cele mai bune dumpling-uri din lume și a dispărut. L-ai văzut cumva? Îmi pare că rău, dar nu. N-am mâncat niciodată dumpling-uri, doar bambus. Este foarte greu de găsit, foarte greu de mestecat și foarte greu de digerat. Ok.
Să înțeleg că... Așa. Să înțeleg că în jocul ăsta trebuie să... De fapt, nu. Să înțeleg că jocul ăsta e mai mult pentru copilași, pentru că... Dacă e în cazul ăsta, nu pare rău. Deci nu pare rău că mă joc un joc pentru copii sau ceva. Îmi place foarte mult. Foarte, foarte mult. Ia uite ce am găsit. Sushi Cat! Am zis bine că seamănă cu Sushi Cat. Bune străinule, sunt Sushi Cat. Sunt foarte încântat să te întâlnesc. Ce te-a adus aici? Cauți ceva? Domnul Ciocio, cel mai bun dumplingar. Da, există cuvântul ăla, există, mă luați în seamă. Și prietenul meu cel mai bun a dispărut. L-ai văzut cumva? Nu, scuze, dar te pot ajuta să-l găsești. Sunt întotdeauna fericit să am prieteni noi și col. Yay! Dacă vreau să fac o poză cu Sushi Cat. Sushi Cat e cute. Yay! Așa! Bun, ia să mergem mai departe. Ok, am găsit, am găsit, nice. Yay, am găsit și ultimul dumpling, cred. Sper. Ok. Nu, nu, nu. Nice. Ok, am luat 6 dumplinguri, super. E al meu. Nu e al tău, e al meu. Ok, dumplingul meu. Vii tu de-a pisă mi-e bine dumplingul, mă, bălangiule, mă. Nu ți-l dau. Yay! Și acolo era finalul. Oh, doamne, e atât de drăguț. Stai, și gen, sunt atâtea nivele. Stai, stai, stai. Wait, vreau să văd ce-i cu Catstagram-ul ăla. Welcome to Catstagram. Ok, Catstagram. Stai și lumea nu-mi dă like la poze. Ce-i asta? De ce mi-ai făcut Instagram dacă nu dă lumea like? Oh! Mamă, câte chestii trebuie să deblochez, câți prieteni. Ok. Inițial aveam dubii și mă gândeam că poate ăla este ultimul nivel, dar aparent nu. Sushi Cat. So, practic, eu dacă găsesc foarte multe pisicoțe, înseamnă că pot să le și colectez cumva. Ok, asta e foarte simpatic. Ia să vedem. Wait a sec. Body Grooves. Body Grooves. Greșeala mea. Nu, du-te înapoi. Firar. Ok, l-am pierdut. Ui, dumpling. Ceva îmi spune că asta o să fie mult mai greu. Păi stai și o secundă. Acum mănânc albine, că arată foarte ciudat. De ce sunt galbene astea? Well, le-am găsit destul de rapid. Ok, era cât pe aici să împușc. Yay! Am mai găsit unul! Să practic, dumplingurile astea sunt în cele mai ascunse locuri. Ok. Ok, s-a rupt. Au. Deci m-am folosit de chestia, efectiv m-am dus mai departe. Oh, nu, trebuia să mă duc în partea aia, fie rar. Ok, mergem mai departe. Duceți-vă încolo, răilor. Ce se întâmplă? Ce am deblocat? Ce e aia? De ce se mișcă ca un cerșetor? Vreau să știu acum. Ia și sare așa. Nu-mi zic că e mai greu sau ceva. E foarte dubios. Credeam că o să apară un boss sau ceva pe care trebuie să-l bați. Adică, dacă stai să te gândești cum a reușit o pisicuță din asta așa micuță și drăguță și grosuță să bată chestii, like, nici o muscă n-ar răni, sincer. Dar motanul meu ar răni, muște. Motanul meu e rău. Așa, mergem mai departe. Ui! Deci, jocul este atât... ce fiți și ala drăguț a făcut. Jocul ăsta e atât de liniștitor, sincer, e foarte drăguț. Îmi place foarte mult. Cred că o să mai fac episoade cu el. Și o să încerc să-l termin. Asta, desigur, dacă v-ar place și vouă. Oh. Dumplings, nu-i de mirare că ești atât de micuț. Ascultă, micule prieten, dacă vrei să devii mare și puternic ca și mine, trebuie să mănânci mai multă miere.
Mănânc 6 borcane de miere pe zi ca să mențin fizicul ăsta. Ah, ce drăguț, hai să facem o poză cu el. Bu, James, bu. Ce drăguț! Ar fi o chestie să ratezi albinuțe din astea sau, mă rog, mă gândesc cei din ăștia pe care trebuie să-i colectez pentru că... E bine sună... Nu! Deci te rog eu, nu! Nu! Am ratat un dumpling și acolo! Nu! Vezi, cred. Doamne, trebuie să-mi iau avânt cumva și dacă pot să sar înapoi, dar nu pot. Dar era acolo! Ok, sunt tristă. Sunt foarte tristă. Era al șaselea acolo și l-am ratat că n-am fost atentă. Wow. Wow. Sunt dezamăgită. Păi, dragii mei, eu bănesc că aici se încheie episodul de azi. Vă mulțumesc tare mult pentru atenția acordată. Sper că v-a plăcut acest joculeț cu pisicuța. Ah, ha, ha, ha. Vă rog să nu uitați să apăsați pe butonul de like de mai jos, să nu uitați să vă abonați cu clopoțel și de asemenea să îmi lăsați și mie un comentariu mai jos cu dacă vă place jocul ăsta și dacă vreți să facem episoade cu el în continuare, pentru că mie, sincer, mi se pare foarte drăguț și știu că sunt pisici, probabil sunt de prea copiloroasă în momentul ăsta, dar cumva cred că e potrivit pentru canal, nu știu, adică avem Dead by Daylight, avem tot felul de chestii, știi? Și e fain când faci variații de genul, nu știu. Ah, vreau dumpling-ul ăla. Vreau dumpling-ul ăla. Dam dam dumpling-ul. Așa, nice. Am rămas aici? Oh, ok. Bun, v-am pe toți și pa, pa!